Nici nu am reușit bine să ieșim din febra parlamentarelor, iată că în doar câteva luni vom fi antrenați într-o nouă alegere, cea pentru locale. Tocmai de aceea postul nostru de televiziune Elita TV și-a propus să aducă în fața dumneavoastră pe cei care 4 ani de zile au guvernat localitățile. Succesele, dar și rateurile administrației publice din raionul Lorhei au fost în vizorul emisiunii Impact Social, cea mai importantă și în același timp problematică temă la ora actuală pentru autoritățile din Lorhei este bugetul raional, care de pe 1 ianuarie 2015 va fi distribuit potrivit unei noi formule. Din cele 38 de primării care astăzi activează la Lorhei, veniturile proprii sunt în jur de 10% la majoritatea, în afară de 3, în afară de 3 primării care au peste 30%. În rest, cele 35 de primării au în jur la 10%. Restul sunt, întrebare, cum restul sunt transferurile de la stat, subvențiile care sunt alocate, până acum era prin intermediul 1, acum direct la nivelul 1. Din ceea ce discutăm cu primarii, e un lucru foarte benefic pentru ei, prin faptul că, adică, după cum ei menționează, o să simtă stăpâni și o să-și redirecționeze banii, o să socoate ei că au nevoie împreună cu comunitatea. Deci vom trăi și vom vedea. Impactul se răsfrânge asupra primăriilor sau asupra localității. De fapt, Consiliul Raional este acea instituție, acel organ care aprobă politicile în cadrul raionului, care într-un fel sau altul încearcă de fapt să corecteze acele primării care mai mult sau mai puțin șchiopătează ceea ce sunt din încasări. Deci, dacă să vorbim despre încasări, anume în cadrul primăriilor, prin prisma legii privind descentralizarea și finanțele publice locale, a finanțelor publice locale, de fapt ar fi o problemă, fiindcă fiecare primar deja se va arata competențele sale de manager. Deci, în cazul în care primăria nu își va putea întreține, deci cred că va fi cazul ori de schimbat primarul, ceea ce este deja prerogativa alegătorului. Competența cetățenilor. Ori ultima variantă, primarul cred că singur își va demisiona. Conlucrarea cu opoziția la nivel raional în Lorhei, deși uneori s-a manifestat prin reticențe, totuși a reușit prin acest mandat să fie manifestată prin consens, au declarat invitații emisiunii Impact Social. Precizăm că în câteva luni moldovenii vor fi chemați la urne, de această dată pentru a-și alege primarul localității. Cu această ocazie, postul nostru de televiziune Elita TV organizează o serie de emisiuni unde vor fi puse în dezbatere cele mai importante subiecte care vizează activitatea consiliilor locale, dar și a primăriilor din raioanele Rezina, Șoldănești, Orhei, Criuleni și Dubăsari.